fiecare an, pe 6 august, când credincioșii sărbătoresc schimbarea la față, la Mănăstirea Lainici se organizează Hramul Schitului Locurele. Slujba ținută de Mitropolitul Olteniei a adunat în acest an mai puțini pelerini și asta din cauza temperaturilor caniculare de afară, dar și a lucrărilor din defileul Jiului. Pelerinii veniți să asiste la slujbă s-au rugat pentru iertarea păcatelor, liniște și belșug. Am venit și noi în fiecare an. Pentru sănătate, pentru tot ce să roagă un om de bine. Mergem să ne închinăm, să vedem cum ne ajută Dumnezeu, de bine, de rău, să fim sănătate, da, păi, asta e viața. Ajuta Dumnezeu și m-a făcut bine și pentru asta mă rog, pentru toți medicii, pentru toți, să le dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă, să mai facă bine și pe alți bolnavi și... La toată familia să le dea Dumnezeu sănătate, să fie bine. Să ne rugăm pentru sănătate, pentru copii, pentru neamuri, pentru noi înșine, pentru toată lumea. După slujbă, toți cei prezenți au fost invitați să mănânce preparate de post și pește preparate de călugări. Starețul Mănăstirii Lainici spune că au fost pregătite câteva mii de porții de mâncare, astfel că nimeni nu a plecat fără să primească câte o farfurie cu pește și orez. Și de aproape 200 de ani se serbează acest praznic, schimbarea la față. A fost foarte multă lume și acolo sus la schit și așa cum se vede și la mănăstire jos. Având în vedere că este și zi de sâmbătă, zi frumoasă, lumea vine la mănăstire să se împărtășească de harul lui Dumnezeu prin Sfintele Slujbe. În biserica din curtea mănăstirii se află și o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă din muntele Athos.